Erau trei negre, Iac, Iac, Țidrac și Iac, Țidra, Țidrone. Mai erau și trei negre, se țipi, țipi, tripi, țipi, tiripi, pompone. Și s-au căsătorit, Iac cu țipi, Iac, Țidra, cu țipi, tripi, Iac, Țidra, Țidrone, cu țipi, tripi, în pompone. Și au avut copii. Iac cu țipi l a avut pe mac, Iac, Țidra, cu țipi, tripi, l a avut pe mac, Țidrac și Iac, Țidra, Țidrone, cu țipi, tripi, pompone, l a avut pe mac, Țidrac, Țidrone. Într-o bună zi, Mac se duse în pădure și văzu un mancofazon pițigulin cu trei țepene într-o stare de cococifază. Uluit, Mac se duse la mama lui Țipitri prin pompone și spuse Hai micu, o să-ți arăt o ciudățenie în pădure. Ajuns și în fața locului, Țipitri prin pompone își dojini fiul. Vai, Mac dar acesta nu este un mancofazon pițigulin cu trei într-o stare de cococifază, ci este un obibilobaur într-o stare de bibilostrogeneză, un pui de pâgrile pizza sau un cogulator cu scopița scoasă.